Bine v-am regăsit la o ediție specială a știrilor TVR. Sunt Alina Stanco. Nouă creștere susținută a numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus pe teritoriul României. Avem 6.879 de cazuri, în plus cu 246 față de raportarea oficială de ieri. Și numărul deceselor a urcat la 332, printre acestea o asistentă medicală din Țăndărei, care a pierdut lupta cu boala. Colega mea Diana Brâncuș vine cu toate datele actualizate. Diana, bun găsit! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Numărul celor vindecați a urcat, iată, la 1051 de persoane față de 914 la ultimul bilanț de ieri de la prânz. A crescut cu 10 persoane și numărul celor aflați la terapie intensivă, unde se duce lupta cea mai grea împotriva noului coronavirus. Din păcate, până acum, 332 de persoane confirmate cu COVID-19 au pierdut această luptă, între ele și o asistentă medicală din Țăndărei, în vârstă de 42 de ani, care avea diabet zaharat și dereglări hormonale și care a decedat ieri la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș. A scăzut numărul celor aflați în carantină instituționalizată. Sunt în jur de 23.600 în acest moment, cu aproximativ 400 mai puțin decât ieri. A scăzut și numărul celor care erau în autoizolare la domiciliu, la aproximativ 67.000 de persoane, și numărul testelor toate pentru depistarea noului virus a urcat la aproximativ 70.000 față de ieri, când erau efectuate de la începutul epidemiei până ieri 67.204. Potrivit Ministrului Sănătății, în acest moment sunt 55 de teste de centre de testare, iar capacitatea este de aproape 5.000 de testări pe zi. Iată că numărul este mai mic decât capacitatea de testare. Diana, îți mulțumesc pentru informații. Sunt 30 de zile de când președintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgență în România. Urmează ca șeful statului să emită un nou decret pentru prelungirea acesteia cu încă o lună. Opoziția din Parlament pune însă condiții pentru a susține măsura. În mai puțin de o oră, șeful statului va face declarații la Palatul Cotroceni, pe care le vom transmite de altfel în direct, iar colega mea, Luiza Giradă, ne explică ce urmează să auzim la ora 14. Luiza, bun găsit! Bună ziua! Urmează să aflăm care sunt restricțiile valabile în continuare pentru încă 30 de zile. Spunea președintele Klaus Iohannis în urmă cu câteva zile că e nevoie de prelungirea stării de urgență pentru a controla epidemia. Nu știm exact care vor fi măsurile incluse în decretul care urmează să fie anunțat cel mai probabil astăzi. Vă aflăm detalii de la ora 14, însă știm ce au spus până acum miniștrii și alți oficiali despre perioada următoare. Spunea, de exemplu, Nelu Tătaru, ministrul sănătății, că nu ne putem aștepta la o relaxare a restricțiilor decât după 15-20 mai sau chiar după 1 iunie, iar în cazul celor cu vârstă de peste 65 de ani ar putea fi chiar mai târziu o relaxare. Pe de altă parte, de la Ministerul Educației știm că școlile vor rămâne închise atâta timp cât este declarată stare de urgență. O altă măsură luată în ultima lună, și anume aceea a plății de către stat a șomajului tehnic pentru angajații care stau acasă în această perioadă din cauza efectelor crizei răspândirii coronavirusului, ar urma să fie menținută și în următoarele 30 de zile, dacă se prelungește starea de urgență. Sunt câteva măsuri, altele sunt legate de interzicerea întrunirilor publice, inclusiv a celor cu caracter religios, și să nu uităm, se apropie Paștele și sunt interdicții privind participarea la slujbele religioase și vor fi probabil și acestea menținute. Chiar dacă poate sunt posibile anumite relaxări, așteptăm detalii de la Ministerul de Interne despre această situație. Acestea sunt datele în acest moment. Să mai spunem că după publicarea decretului în Monitorul Oficial, Parlamentul are un termen de 5 zile pentru a aproba acest decret, iar partidele de opoziție au condiționat votul în Parlament de aprobarea unor măsuri atât în domeniul sanitar cât și în domeniul economic pentru relansarea economiei. Spun reprezentanții PSD, ALDE și altor partide că guvernul nu poate lua decizii de unul singur în perioada stării de urgență, trebuie să aibă consultări prealabile cu partidele parlamentare de câte ori ia măsuri de urgență. Așteptăm așadar declarațiile de la Cotroceni și vedem cum vom petrece următoarele 30 de zile. Luiza, îți mulțumesc pentru informații.
Va trebui să mai așteptăm până la o relaxare a măsurilor restrictive, cel puțin o lună de aici înainte. Este anunțul făcut de Ministrul Sănătății. Toate vor avea loc treptat, iar pentru vârstnici, relaxarea restricțiilor ar putea veni chiar mult mai târziu, după cum a anunțat și Comisia Europeană. În tot acest timp, cercetătorii lucrează la mai multe vaccinuri care vor fi gata cel mai devreme la începutul anului viitor. Până atunci, însă, regulile de protecție și distanțarea socială sunt cele care fac diferența între viață și moarte. Încă ținem foarte mult, poate mai accentuat, la restricții, fiindcă vin 3-4 săptămâni destul de grele. Vorbim de o relaxare, poate după 15-20 mai sau 1 iunie, dar aceste relaxări se vor face doar progresiv, se vor face doar separat pentru fiecare localitate în parte și se vor face în același timp și cu niște restricții. Nu vom ieși decât dacă vom avea o mască sau mănuși. Eu am mai afirmat că bănuiesc că circulația acestui virus va continua în timp de circa 2 ani de zile la nivel global. Pe măsură ce va trece timpul, un număr tot mai mare de persoane se vor imuniza. De această imunitate la nivel global va întrerupe transmiterea dacă ajungem la cel puțin 70% din populația globală infectată. Încercăm să frânăm această infectare ca să nu avem victime directe ale infecției și să încercăm să frânăm acest lucru până în momentul în care există un vaccin disponibil. Asta nu înseamnă că vom sta în carantină 2 ani de zile, pentru că lumea așa înțelege. Probabil treptat ne vom relua activitatea început de luna viitoare, păstrând însă niște măsuri de igienă, de distanțare socială. E aproape gata spitalul de campanie de la Constanța destinat tratării pacienților infectați cu noul coronavirus. A ridicat tabăra de carantinare și a fost adusă cea mai mare parte din aparatură. Iar corespondenta noastră, Ana Maria Stancu, a vorbit cu cei care se ocupă de întreaga operațiune și vine cu detalii. Ana, bun găsit! Când anume va fi operațional, va fi deschis practic acest spital? Bună ziua, Alina, bun găsit tuturor. Nu putem spune ziua exactă, dar știm că nu va mai dura mult. Este o chestiune strict de zile. Astăzi, după ce tabăra de carantinare a fost ridicată și spitalul este gata, are loc procedura de predare a acestui spital de către forțele navale române către Spitalul Militar Constanța. Aici vor putea fi îngrijiți în spital 56 de persoane în același timp, pentru că sunt 56 de paturi, iar 4 dintre ele sunt pentru terapie intensivă. Tabăra de carantinare va dispune de peste 100 de paturi, iar acolo vor fi primiți pacienții care sunt tratați la acest spital, dar și cadrele medicale care vor fi nevoite să stea o perioadă în carantină. În următoarele zile va ajunge aici în Constanța și stocul de medicamente necesar pentru tratarea bolnavilor cu COVID-19 care vor fi tratați aici, dar și ultima parte din logistica medicală. Pentru tratarea pacienților de aici vor fi detașate și cadre medicale din armată. Atât de aici, la revedere! Ana, mulțumesc! Protest al asistenților medicali de la Spitalul Matei Balș din Capitală. Oamenii sunt nemulțumiți că nu-și primesc sporurile prevăzute în lege în condițiile în care muncesc cu pacienți infectați cu virusul contagios. În curtea spitalului este colega mea, Mădălina Samoilă, care vine cu detalii despre situația de acolo. Mădălina, bun găsit! Nu este prima oară când asistenții medicali aleg să protesteze în curtea instituției. Bun găsit tuturor, da, este a doua săptămână când asistenții, infirmierele și câțiva medici aleg să protesteze aici în curtea Institutului Matei Balș. Însă, aceștia au intrat de data aceasta la discuții cu conducerea instituției, cum nu s-a întâmplat săptămâna trecută când au ieșit la fel să protesteze. Au stat cam o oră de vorbă cu conducerea instituției și spun că au primit răspunsuri la problemele pe care le-au ridicat. Și anume vor mărirea sporurilor de la 15% cât primesc în prezent la între 50 și 85%, atât cât prevede de fapt legea. Managerul institutului le-a spus că au făcut deja demersuri către Ministerul Sănătății, vor face și ei o hârtie pentru că este nevoie de un ordin de ministru ca legea să fie aplicată și oamenii să-și primească banii, pentru că așa cum ai spus și tu la început, vorbim de un spital în care sunt tratați pacienți cu coronavirus, iar acești oameni nu se expun doar în această perioadă de pandemie. Să ne amintim că este un spital de boli infecțioase și aici vin cele mai grave cazuri și este normal ca ei să primească acest spor cuprins între 50 și 85%. Rămâne însă de văzut în cât timp va fi semnat de către Ministrul Sănătății Nelu Tătaru acest ordin și dacă oamenii își vor primi banii retroactiv, pentru că, așa cum spuneam, nu vor ca această criză să fie doar momentul în care vor primi banii, ci vor ca pe termen lung să le fie rezolvate doleanțele.
dorim să primim sporul conform legii în situația actuală. Există lege cadru din 2017, legea 153, care ne permite să primim spor special în caz de epidemie. Nu mai zic acum e pandemie. Noi am primit același spor de 15%, care este minimul de sporul dat în infecțioase. Suntem de 2 ani de când s-a modificat legea muncii. Și ce vi s-a spus? De ce nu primiți? Nu ne-a spus nimeni nimic, că mai este problema. Pe săptămâna trecută, când am făcut protestul și am făcut și hârtie, n-a ieșit nimeni să ne explice și nici la hârtie n-a primit un răspuns. Cât ar trebui să fie sporul? Între 55 și 85% scrie în lege. Toți cei care lucrează la fel ca noi în alte spitale, în alte unități spitalice, sunt plătiți conform legii, din câte știm și noi, oricum aveau sporul mai mare și dinainte. Ce intenționați să faceți în continuare? Nu știm. Sperăm să vrem să aflăm un răspuns cine e de vină pentru neplata sporului. La final, vă reamintesc că România se apropie de 7.000 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. 246 au fost înregistrate numai în ultimele 24 de ore, în timp ce numărul deceselor a urcat la 332. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. În mai puțin de o oră, vă reamintesc, președintele Klaus Iohannis este așteptat să emită decretul de prelungire a stării de urgență în România pentru încă o lună de zile. Declarațiile le veți vedea aici, cu informații noi și analize despre ce presupune noua ordonanță militară care va fi dată după acest decret. Vă aștept așadar în telejurnalul orei 14. Pe curând!